Sărbătorile Perit Vechi au un farmec aparte și la Drăgușeni, o localitate în care mai bine de jumătate din populație ține calendarul iulian. Sute de colindători s-au adunat pentru a sărbători anul nou la festivalul Datin și obiceiuri de iarnă, care a început cu celebra paradă a măștilor populare. O sărbătoare foarte importantă la noi în Moldova, tradițional la noi la Drăgușeni, în jur la 15 ceti care s-au adunat la împarcare și pe aia mergem la Căminul Cultural. Acolo spectacol. Da, aici jumătate de sate pe vechi, jumătate pe nou. Jumătate pe vechi, jumătate pe nou. Dar până la urmă o să dăi toți pe vechi. Părerea mea. Asta-i dreapta credință. Așa, auzi ce spune că... Asta-i dreapta credință. Mă aude de la noi. Da, asta-i dreapta credință. Bă, că zăpada a venit mai degrabă pe vechi. Băi, dar nu știi când se fie. Bună ziua, de unde sunteți? Răucești. Răucești? Da. Și ați venit să faceți anul nou pe vechi? Da, obiceiurile le ținem normal. În fiecare an ne prezentăm aici la Drăgușeni și e foarte frumos.